Că vine așa nepregătit, frate. Așa, bun. Înainte cheers, să începem. Înainte, cheers. Cheers. Bine ai venit. Așa, mulțumesc. Mulțumesc, Tudor. Așa, prima oară să te prezint. El este Tudor Andronic. Ne știm de acasă, din Sibiu. O să dau mai multe detalii. Prima oară. Am Zoom-ul, astăzi a venit Zoom-ul, este luat din banii de pe Patreon și vreau să vă mulțumesc foarte mult că susțineți chestia asta și aici sunt banii dumneavoastră. O să fac poze și o să vă trimit toată aparatura pe care o am aici sunt din banii de Patreon. Eu, deci efectiv din ce au donat oamenii. Justo. Și ăsta a venit azi, înregistrez... Și cu ăsta și cu sistemul vechi de lavaliere, pentru că mai am nevoie de două adaptoare pentru lavaliere, dar la următorul podcast cu... Sigur, faci banii ca să... Nu, ies gen 30 de lei bucatale, le iau eu. Dar au venit azi, că l-am comandat din Germania, am luat ăsta și n-am avut timp să cumpăr adaptoarele. Da, și pot să pun doar o lavalieră în ăsta de aici și de aia. O să... Da. Dacă nu-mi convine sunetul de pe Zoom cum este fără lavaliere, îl pun tot pe ăsta de pe sistemul vechi. Dar vă mulțumesc foarte mult. Oameni faini, bă. Urmăritorii mei, deci oamenii care se uită la mine, sunt cei mai faini, bă. Cei mai faini. Sunt oameni geniali. Geniali, efectiv. Efectiv. Așa, să revenim. Tudor Andronic, după cum v-am mai spus, ne știm din Sibiu. Am fost la același liceu. Și el este actor. Zici și tu o mică introducere, cu ce te ocupi, unde lucrezi, ce faci. Păi, sunt actor, după cum știi. Lucrez în două teatre. Sunt angajat în Teatrul Metropolis și la Teatrul din Ploiești. Joc în diferite spectacole. Și dacă să mergeți, mai faceți Omul Pernă? Da. Deci Omul Pernă joacă și Dominte, George Lepădatu și... Rareș Andrici. Eu am fost de două ori și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Vă recomand să mergeți... Unde se ține acum? La Godo? Eu la Godo am fost de două ori. Asta e în București, dacă sunteți în București. La Arcub. Ne-am mutat la Arcub. Ok. Da. E spectacolul... Nu știu, noi am mai povestit, oare ți-am povestit ce s-a întâmplat cu Omul Pernă? Cum am ajuns să-l facem? Omul Pernă a fost spectacolul nostru de licență și na, am reușit să-l facem, ne-a luat vreo 3 luni să-l facem la școală, după care am ieșit cu el, am luat toate premiile în gală cu Omul Pernă. După care Godou ne-a invitat, văzând că e un spectacol cu potențial bun, mare, ne-a invitat să ne găzduiască și am acceptat. Ideea e că până să ajungem să avem public, pentru că noi ieșeam de pe băncile școlii, de pe băncile unei ATC-ului, nimeni nu ne cunoștea, n-aveam public. Cine vine la Tudor Andronic, Rareș Andrici, George Lepădatu... Dar chiar la teatru cum e? Vine lumea pentru actor sau pentru piesă? Păi, în general, lumea vine în general. Din punctul meu de vedere, cred că lumea vine undeva la 80% după actori. După actori, așa da. Nu prea contează. Cred că doar cei mega vizați vin după titlu. Sau poate sunt niște persoane care au văzut în trecut o punere în scenă a Hamletului, spre exemplu, și vor din nou să vadă un Hamlet, nu contează cu cine, cu ce actori. Da, ok. Deci dacă sunt oameni cunoscători care se tot, care... Ok, da. Am înțeles. Și povestea interesantă e că mi-am făcut muncă de gherilă cu acest Omul Pernă, ne-am propus. Noi am avut și un noroc, am fost foarte puțini în distribuție, 4 băieți, ne-am înțeles și foarte bine, ne înțelegem și foarte bine, am și strâns o prietenie foarte mare între noi, toți patru.
Și pur și simplu făceam promovare de gherilă. Am zis, bă, cum să facem să aducem publicul în sală? Că nu o să vină după numele noastre, că suntem necunoscuți. Și atunci toți banii pe care îi făceam, puținii bani pe care îi făceam din spectacole, i-am pus deoparte și am început să facem flyere, să facem afișe, să facem promovare pe Facebook. Ei, și am ajuns să mergem cu flyerele. Stăteam la gurile de metrou cu o săptămână. Serios? Înainte, dădeam... Ce tare! Nu, bă, asta chiar mie. Da, mergeam în fiecare zi și dădeam la gurile de metrou. Flyere cu omul pernă. Flyere cu omul pernă, omul pernă, omul pernă. Știi care e chestia interesantă? Că noi, îți dai seama, ca să avem mai... să trebuiască să plătim mai puțin bani pe flyere, am făcut mai multe deodată. Mm-hmm. Nu știu, vreo 5.000 de flyere deodată. Și atunci... și atunci, stai așa să-ți povesti. Era față-verso. Față-verso, față-verso, era un flyer, față-verso. Okay, okay. E, și cu spațiu liber, în care era scrisă data și ora la care... data și ora la care e spectacolul. Ideea e că noi a trebuit de fiecare dată când aveam spectacol, că nu te-am 10.000 de flyere, trebuie să luăm fiecare flyer. Nu cred! Da. Nu! Și nu! Să scrie, și să scriem, omul pernă, nu știu ce, august, sau ora. Problema era că era față-verso și ne adunam aici la masă, stăteam, bă, ne dureau degetele, știu. Scriam. Da, și atunci fiecare flyer era important, pe care le deam fiecare flyer, era că important pentru că era, era scris mare. Era scris de noi, era foarte... E, și mergeam la gurile de metrou, mergeam la... vânam spectatorii de la Național sau de la Bulandra, așteptam să se termine un spectacol și așteptam publicul să iasă de la Național, de la Bulandra și le dădeam flyer. Deci mergeați așa pe... Dar e bună strategia, pentru că îți deja oameni care consumă teatru, deci automat... Clar. Da. E, și ne-am făcut și afișe, ne-am gândit unde avem cea mai mare vizibilitate, noi neavând nimic, adică nimeni să ne primească unde să ne punem afișele. Și am zis, bă, mergem și le punem la metrou. Nu contează pentru cât timp sunt acolo, nu contează pentru cât timp rămân pe stâlpul ăla, contează că dacă rămân 5 minute sau 10 minute, fluxul de oameni fiind foarte mare, o să vadă cineva. Da, și atunci mergeam, puneam, fugeam. Să nu vă prindă că e ilegal. Da, în 2 ore, 3 ore, că treceau gradinii pe acolo, vedeau, plângeau, îți dai seama. Da. Dar pentru noi era foarte important, pentru că pentru 2-3 ore, cât rămâne acolo, 10 minute, 5 minute, fluxul de oameni fiind foarte mare, aveam vizibilitate. E, și ideea interesantă e că suntem la a 70 și ceva reprezentație pe care o avem în 5 ani de zile. Suntem printre singurele spectacole ieșite din UNATC care încă se joacă după atât de mult timp. Și asta doar... Serios? Da. E practic, noi practic am făcut o istorie așa, pentru că toată lumea ne cunoaște ca generația omul pernă. Ne cunoaște pe noi generația omul pernă, pentru că e un spectacol foarte bun, premiat în multe locuri. Am mers în toată țara asta cu el. Și, na, e spectacolul nostru de suflet. Uite, eu l-am văzut la voi și după aceea m-am uitat pe net să văd cum au jucat alții. Da. Dar cred că din cauza că m-am obișnuit cu voi cum faceți caracterele, nu mi-a mai plăcut... personajele. Da. Că era foarte diferit interpretat, știi? Da, păi, na, tu văzând spectacolul... Ți-ai dat seama că acolo nu avem pic de regie, totul se bazează pe actorie, pe actoria noastră. Da, da. Adică nu avem flăcări, da, exact. Jocuri de lumină. Da, exact. Avem o masă, 3 scaune și 2 saltele și aia da. E. Și e destul de greu pentru un actor, e destul de solicitant să joci 2 ore și 10, 2 ore și un sfert și totul să fie bazat pe actorie, în 4 actori, e destul de greu, e un exercițiu foarte greu. Uite, încă o treabă, eu cred că toată lumea se întreabă chestia asta. Ia. Cât timp ți-a să înveți tot textul sau cum... Păi acum, asta cu cât timp îți ia să înveți textul, toată lumea pune întrebarea asta. Adică... Păi asta zic că am pus întrebarea pentru că știu că toată lumea la asta se gândește. Cât toată timp îți ia să înveți textul? Actor? Păi și cum poți să-ți ia atât de mult text în cap? Nu e vorba despre asta. Nu despre asta e vorba, la actorie, nu despre cât de mult poți să magazinezi în creier. Că așa, cum mă făceam, nu știu, matematică. Și de ce, zic chestia asta? M-am uitat, chiar azi m-am uitat la podcastul de la Ceva Mărunt și Sorin Părcălav exact același lucru zicea. Că, întrebarea asta, pus-o cât memorează actorie și după aceea... Dar l-am văzut și eu. Pe cine? Ceva nou. Am văzut. Da. Ideea e că după aceea au spus Cristi Popescu că da, că păi și tu cum reții o oră de material pentru stand-up, știi? Că și voi aveți 2 ore, deci... Da, ideea e în felul următor, că un actor când învață un text, nu, adică sunt puține dățile în care un actor stă acasă
și ia textul ăla și zice hai să-l învăț mot-a-mot. Îl înveți pe scenă, nu? Și îl înveți pe scenă. Ei oricum se învață de la lecturi, pentru că tu cu un regizor începi și lecturezi spectacolul respectiv. Stai la masă și începi și citești de pe voie, începi să-l reții. E, în momentul în care tu te ridici de la masă, în creierul tău se formează anumite conexiuni cu niște mișcări. Spre exemplu, acum, gândește-te că tu ai văzut omul pernă, ai văzut... Da. E o grămadă, hâlci întregi da, de text. Da, e mult. Întregi de text. Eu dacă mă pui acum să zic exact, stând la masă acum, să zic eu textul, așa, din capul meu, mi-e foarte greu să ți-l zic, pentru că textul meu e legat de niște mișcări pe care le-am. Okay. Adică dacă eu mă mișc, dacă eu mă duc într-un loc, știu că trebuie să zic chestia aia acolo. Da. Neavând asta aici, nu am cum. Da. Știi, mi-e foarte greu. Da. Plus poziția în care te afli pe scenă, totul e corelat pe scenă în funcție de unde stai, ce. Atunci tu știi să dai textul, că dacă stai așa la masă și începi să dai, e destul de greu. Înțeleg asta pentru că și eu când mă gândesc la text, nu pot, dacă îmi zici zi de la gluma X da. În minutul, nu știu cât, nu pot să zic. Da. Da. Trebuie să parcurg traseul ca să pot să, să ajung la ăla. Dacă zici ce-a fost înainte, dacă îmi zici ce-a fost înainte, pot să continui. Da. Dar așa, nu. Da. Și uite, asta mi se pare foarte tare chestia asta la omul pernă, că ați făcut totul, că n-aveți, cum ai spus și tu, n-aveți da. Obiecte sau aveți câteva chestii. N-avem regie. Exact, nu aveți regie. Da. Și mi-a plăcut foarte mult. Bine, e și textul ăla, bat de bine ai scris. Păi tipul care a scris textul, Martin McDonagh, este tipul care acum a luat Oscarul pentru Three Billboards Across Missouri, dacă l-ai văzut. N-am văzut, nu. Un film extrem de bun. Bine, a luat Oscarul pentru, anul ăsta, a luat Oscarul pentru filmul ăsta, Three Billboards. A mai luat Oscarul pentru 7 psihopați și un câine, pentru cel mai bun scenariu. Care e extrem de bun, e un film extrem de bun, să-l vezi apropo, să-l vedeți, 7 psihopați și un câine, e un film extrem de bun. Bă, uite că... O să-ți placă, e exact ca o pernă cu povești în povești. Adică el povestește o treabă și o poveste în poveste, e foarte mișto. Și mai are un film foarte bun, In Bruges, se numește. Tot și pentru ăsta a luat Oscar pentru scenariul original. E foarte bun. E, din punctul meu de vedere, e la ora actuală cel mai bun dramaturg contemporan din lume. Da? Serios? Da. Plus că e bine rău, e bombă pe regie și face niște filme leșin. Deci Three Billboards Across Missouri și 7 psihopați și un câine, de văzut. Notațiile. Neapărat. Asta, nu. E foarte bun. Eu mi-am făcut și lucrarea de licență. Că având spectacolul omul pernă, trebuie să-ți faci lucrarea de licență pe spectacolul pe care îl lucrez ca licență. Și am studiat destul de mult despre Martin McDonagh și atunci, știu. Ideea e că el povestește că el, să explicăm și celor care se uită la noi, toate piesele lui sunt sumbre, negre, întunecate, dar în același timp comice. Toată negura asta... Partea asta rea a societății cu criminali, violuri, ce vreți voi, e împăturită într-o zonă de comedie. Da, păi de asta îmi place și la Omul Pernă, că ia subiecte foarte delicate, gen pedofilia, că aveți tot acolo, aveți pedofilia, aveți crimă. Omucidere, torturi ciudate, da. Tot ce e foarte tabu în societate e luat și pus în piesa aia și șochează prin asta, plus că are momentele de am uitat cum se numesc, într-o poveste când devine foarte tensionat, pui o glumă ca să detenționezi, am uitat cum se numește, are un nume. Și are multe momente de astea și în care se creează o tensiune foarte mare și bagă culminează cu glumă ca să detenționeze. Da, dar ai văzut lucru interesant ce se întâmplă cu spectatorii. Adică acolo se vorbește despre crime, despre torturi, despre toate porcările pământului și lumea râde. Da. Și zici, bă, da, stai că multă lume după spectacol, mulți spectatori vin și zic, bă, da, nu, adică... Nu puteam să mă abțin, acolo se vorbea despre lucruri groaznice și noi râdeam. Păi exact, pentru că omul ăsta reușește atât de bine să creeze tensiune,
cu povestea și creierul de obicei nu prea știe ce să facă cu atâta tensiune și asta e un mecanism de apărare râsul, știi? Da. Că de aia când se întâmplă o chestie foarte acord, nu știu, te lovești de cineva pe stradă, ești, știi? Da. Că ești, nu știu ce să fac, pula mea, râd, știi? Cam asta e, nu știu ce să fac, râd. Și creierul în orice moment de ăsta tensionat bagă repede râs. Mecanism de apărare. Exact. Da. Și la mormântări de aia te bufnește râsul când e un moment de ăla că nu știi ce să faci cu atâta tensiune. Da, e exact atunci când primești o veste, sunt oameni diferiți care reacționează diferit, care dacă primești o veste la telefon se blochează, tipul ăsta de oameni, tipul de oameni care încep să râdă, da, tipul da. De oameni care încep să plângă sau tipul de oameni care pur și simplu trec peste, nu bagă nu realizează, și, nu realizează și trec foarte natural la subiect. Că nu e în transfera realității. Da. E, și ce, mă întorc un pic la poveste, că asta, tipul ăsta, Martin McDonald, dramaturgul spectacolului Omul Peră, mai are 8 piese în total. Ultima piesă e The Hangman, se numește, scrisă în 2017, 2016 sau 2017. Nu se poate pune la noi, nu cred că se poate pune la ora actuală la noi, pentru că e vorba despre segregare, problemele cu negrii. Și nu ne ating pe noi. E un subiect care pocnește la ei mai mult decât la noi. E, ideea e că el scrie toate lucrurile astea grele și așa, pentru că, adică un motiv pentru care face asta, el povestește într-un interviu că, fiind în Irlanda, la moșia de vara lor, având vreo 15 ani, iese afară, în curte, iar vecina de lângă îi zdrobea capul copiat lui bărbatul. Și toți creierii erau împrăștiați. Erau împrăștiați pe... Ce fac vecină? Aue, pula mea cu ăsta aici! N-a vrut să facă curat nebun ăsta. I-am zis, bă, nebune! Fă curat, că nu e bună. Îți dau cu cheatra în cap. Nu te fă bine să mă apula. Dau cu cheatra în cap. Da, e, na. Da, e interesant. Da, e tare. Dar mă bucur că ți-a plăcut și ai venit de două ori, adică. Și ai văzut că dacă vii și a doua oară, noi avem... Pentru că am venit prima oară că eram curios și a doua oară eram două timpul la mea, trebuie să văd exact. E că mi-au rămas niște faze. Și a doua oară tot timpul, uite, așa faci și cu cărțile bune. Dacă îmi place o carte foarte mult, citești? Dacă îmi place o carte foarte mult, o las o perioadă să se sedimenteze, după care o mai citesc o dată. Da, se sedimenteze praful pe ea. Da, mă, așa, îmi place să cred că citesc. Bun, e bine, e foarte important. Dezvoltă. Și da, dezvoltă vocabularul de a vorbesc așa de corect. Da. Doamne, nu-ți vine să crezi că jumate din comenturile pe care le-am sunt că sunt analfabet. Serios? Totul lumea zice. Bă, acum să fim sinceri, știi că tu când ai venit în București, ne-am întâlnit prima oară când ne-am venit în București, știai că sunt aici și ai venit la mine. Da. Uite, și știi ce ți-am zis atunci, că dacă ți-aduce aminte, ți-am zis că tu ai venit și mi-ai zis că vrei să faci stand-up, nu știu ce. Da, ok, go for it. Și ți-am zis că trebuie să lucrezi. Ți-aduce aminte? Da. La zona asta de a vorbi. De a vorbi, da. Dar acum cred că asta te-ar putea ajuta destul de mult, adică să fie tușa ta de personal, nu neapărat de personal, să fie tușa ta personală, o chestie pe care nu mai are nimeni, accentul ăsta care se simte extrem de tare, extrem da, de... Da, da. Că nici nu poți să-l cataloghezi, accentul tău, nu știu de unde căcat e. Asta e că toată lumea... Accentul ăsta. Da, toată lumea... Ești Sibian, de la mie, din sat, de acolo, eu din deal, tu ești din vale. Dar nu înțeleg de unde l-ai, adică e un accent neobișnuit și la Sibiu, adică... Da, uite, mulți au zis că am accent de Bacău. Accent? Dar nu văd cum aș avea accent de Bacău. Un oraș înființat nou în România asta, nu știu. Eu sunt între lumii așa, nu știu ce e căcat. Da. Oricum, da, astea sunt jumate din comentarii, mă distrează. Ești analfabetă? Da, dacă sunt analfabet, mă distrează. Vai, vai. Ai grijă, ai grijă cu la valiere. Iertare. Așa, așa. Stăpâne. Bă, mi se pare, hai să zicem la oameni o țără și de când ne cunoaștem și... Eu mă știu cu Tudor din clasa 9 de la liceu. Clasa 9 de la liceu.
Și mi s-a părut foarte interesant. Noi am participat, am fost în clase diferite. Și am fost am început să facem teatru mai zi. Așa, am să spun, asta n-am mai spus-o niciodată, nicăieri, nimănui. Atenție, atenție, da? Atenție, atenție. Am făcut, erau piese cu domnul profesor de religie. Da. Am făcut poți să o povestești piesă... o variantă ta, povestești exact, varianta, după aceea să ok, 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 punctul meu de vedere. Da. Deci eram în clasa 10-a. Da. Cred că eram a 10-a, da. Da, iată, exact. Ai venit mai târziu, că eu m-am apucat din a 9-a. Da, Tudor era din a 9-a, era în piesa de, în grupul de teatru al liceului. A liceului și înființat de către proful de religie. Profesorul de religie și piesele erau clar piese religioase. Și eu am venit în clasa 10-a și aveam piesa Prințul, cum era? Prințul de Aur. Era că vorbesc de piese religioase, aur, da, prințul de aur, împăratul de aur. Împăratul de aur. Nu, era povestea cu Irod care omoară copiii. Nu, asta am avut de Crăciun. De Crăciun, da. Deci am avut de Crăciun povestea cu Irod. Dar tu ce jucai? Că nu știi ce jucai. Iosif. Am fost Iosif. Aveam o sigură de sigură. Și-am uitat-o. Da. Nu se poate. Oi, de viața mea. Dar mai știi când ne-au trimis pe centru? Pe da. Nicolae Bălcescu îmbrăcat în costumele din spectacol să mergem exact, să defilăm. Exact, deci eram îmbrăcat în cerceaf. Nu. Eu aveam sabie și uniformă de asta de roman. Și ne-am plimbat pe centru, dar nu mai știu. Nu mai știu exact motivul. Am și poză atunci. Am și poză cu chestia aia. Oricum, deci am jucat piesa asta, era de Crăciun. Eu am fost Iosif. Da. Tu ai fost Irod. Da, clar. Și mai țin minte că am jucat odată la... Gong? La Gong, da. La Gong. Pentru cine nu știe, din în Sibiu e un teatru, e micuț. Teatru... E teatru de păpuși. Teatru de păpuși. Teatru de păpuși, teatru Gong. Și... Dar găzduiește și spectacole, alte spectacole. Am jucat acolo. Aveam o singură replică. Știu că la un moment dat am uitat-o când am jucat-o undeva. Sau două replici. Da, mai știi? Ce replici aveai? Nu mai știu. Da, veniți, intrați. A, da! Gata, știu că trebuia să vină cei trei mași de la răsărit și eu trebuia atâta să zic. Da, intrați, nu știu cum, și eu ziceam greșit chestia asta. Deci atâta am avut. Acum, you had one thing to do, pula mea. Nu mai zic chestia asta, că dacă jumate din comenturile pe care le ai sunt chestii analfabet, o să zic că ești și handicapat. Nu mai zic din asta. Oricum, deci în piesa aia am fost Iosif. Pe lângă că le spuneam probabil și greșit, eram și le și uitam. Aia a fost extra. Și am jucat odată. Era interesant ce se petrecea în afara pieselor. Am jucat și într-o biserică. Păi da, asta era fost. Uai, stai, că am avut a doua piesă. Deci am făcut odată asta de Crăciun și după aceea am jucat aia cu prințul, în care tu ai fost prințul. Erai fata cu chibriturile, mă. În aulă la popi. Da. La catedrală. Și jucam, ori am jucat odată în catedrală la noi în Sibiu și odată am fost în Victoria? Victoria, da. La biserică acolo. Și știu că tot așa aveam o singură... Eu eram omul cu o replică. Eu eram one-liner. One-liner. Că în povestea asta cu prințul morții măsii, îi topește inima, prințul fără morții măsii, îl topia și a rămas inima și eu luam inima și am... De piatră, nu, era inima de sticlă sau ce? De sticlă, că am uitat povestea, o să ne corecteze oamenii la comentarii acolo. Și am luat, trebuia asta să fac, să iau inima aia, că o aveam aici băgat, aveam o salopetă, eram în biserică, în salopetă, cu inima aici. My precious.
Și trebuia să scot inima și să zic că da, asta o să o arunc în foc, știi? Și arunc. Asta era tot ce trebuia să fac și să te iau pe tine ca statuie, să te iau jos de pe scaun. Ah, că eram o statuie care primea inima și se transforma în prinț. Exact, ceva de genul. Sau, nu, am fost un prinț și am fost transformat. Ai fost prinț și trebuia să te topesc că ți-o luat, o luat vrăbiuța. Cu rândunica, nu vrăbiuța. Rândunica. A venit rândunica și ți-o luat tot aurul de pe tine. Ți-o luat rândunica aurul și după aceea a trebuit să te topim. Și știu că la, la biserica acolo în Victoria, tu aveai salopeta aia pe tine și trebuia să te iau și să te duc așa, știi, trebuie să te ridic de pe scaunul ăla. Da. Și știu că mi-ai alunecat și deci te-ai dus așa și tu să ții cu mâinile mai așa mai ciudat și am zis ok, am făcut treaba asta, mă duc mai departe. Nu, că te-am luat și trebuia să te car frumos, dar din cauza că era materialul ciudat, ai alunecat dintr-o dată. Și am zis ok, las pe Tudor aici și te-am pus jos. Și am luat inima și iară mă bufnea râsul, nu știu de la ce căcat. Și am zis, asta e inima, să arunc în foc. Și trebuia să și-am greșit și căcatul ăla. Acum, na. Dar e important că ai avut, serios, chiar cred că e important pentru tine că ai avut contact cu treaba asta. Cu zona asta de artistică rai. Da, da, vezi, eu nu mă gândeam niciodată să fac mai departe. Tu de atunci, din a noua, erai tot. Eu actor, toată... Și paradoxul e că eram la un liceu de medicină veterinară, adică eu eram la profil de medicină veterinară. Deci, el era, Tudor era la profil de medicină veterinară și eu eram la tehnician mecatronist. am făcut două chestii total diferite de ceea ce am ales să facem acum. Dar tu te-ai dus direct la actorie? Direct, instant. Bine, părinții mei, am făcut un deal cu ei, m-au lăsat să fac ce vreau. Mi-au zis, Tudore, tu faci ce vrei, noi nu-ți punem bețe în roate, te lăsăm să faci exact ce vrei, însă singura noastră dorință e să dai și la medicină veterinară. Lucru pe care mi-l doream de altfel, adică că întotdeauna trebuie să ai un backup. Dacă nu intram în actorie, ce făceam? Dacă nu intram la actorie... Poți să faci ce vrei atâta timp cât faci ce vrem noi. Puțin. Da, nu cred că a fost chiar asta, așa, dar a fost așa. Treaba a fost în felul următor. Mi-ai zis, dai la medicină veterinară, la Cluj, și după aceea tu poți să dai unde vrei tu. Dar în caz că nu intri la actorie, că m-am întrebat ce-ți place, al doilea lucru, într-un top pe care l-ai, ce-ți place a doua chestie pe care vrei să o faci. Am zis actorie, după care medicină veterinară. Și atunci ei mi-au zis, ok, dar te lăsăm să dai la actorie, dacă dai și la medicină veterinară, ca să nu backup. Nu am medicină veterinară la Cluj, am intrat, am dat la Cluj la actorie, am intrat. După care am zis, bă, fraților, dar dacă am intrat la Cluj, la actorie, hai să dau și la București, să văd ce se întâmplă și la București. Am dat și la București, am intrat și la București, la actorie, și atunci m-am retras de la Cluj, m-am retras de la medicin veterinar. Și te-ai băgat la București. M-am băgat la București, da. Atunci... Dar a fost foarte interesant, că asta cu medicina veterinară, să știi că, adică mi-aduc aminte că noi făceam practică. Tu n-ai... Păcat. Bă, deci eu am făcut practică, dar... Uai, mi-ai povestit când ai fost la porci atunci. Da. Deci, vai de viața mea. Să explicăm. Noi făcând practică, fiind profil de medicină veterinară, liceul avea o fermă. O fermă lângă Sibiu. E, și vreo 3 luni pe an făceam practică, adică foarte mult timp făceam practică. E, ideea e că am multe povești de acolo, da, de pe... Eu mai țin minte câteva. Și ideea e în felul următor, că ajungeam la practică, ne luam halatele pe noi, bisturiele, deci ok, aveam un coteț așa foarte mare, nu știu, erau sute de porci, cred că erau mii de porci mici. Steam câte 3, pe... ne dădeau o capră, așa, și trebuiau... și 3 oameni, și trebuiau castrați porcii. Așa. E, ideea e că... Noi ziceam, bă, dar când plecăm acasă? Când ne dăm seama când să plecăm acasă? Că ziceați mii de porci, adică terminăm? Da. E, și tehnicianul veterinar ne dea o găletușă așa și zicea, când umpleți asta cu coaie, așa. Când umpleți cu coaie, plecați acasă. O găleată de problema coaie. Problema e că, o găleată de coaie, când aduceți o găleată de coaie, când aveți liber. Problema e alta, problema e că testiculele porcului mic, vierului mic, îți dai seama, sunt foarte mici. Adică și ele sunt foarte mici. Adică chiar îți trebuie să castrezi fucking porci ca să te pleci acasă. Ideea era că eram 3, că 2 trebuiau să țină de porcușorul ăla mic, pentru că noi nu aveam experiență să-l și ținem, să-l și castrăm. Și atunci aveai nevoie de 3 oameni, pentru că
Îl durea foarte. Ce prostii vorbesc. Păi îți dai seama că durea foarte. Să-mi fac ce vizi prostii. Îmi dai seama că ne vorbim ce prostii vorbesc. Ideea, așa, e, așa. Ideea e că pe porcușorul mic nu-l doare când îl tai, înțelegi că ai niște bisturie foarte bine ascuțite. Tu îl tai, deci hai să-ți povestesc un lucru. Porcușorul care stă pe spate și-a pe o capră de lemn, așa, bă. Tu îl iei, iei cu bisturiu, da, unde are scrot și faci două incizii de suspendere, țac, țac, direct. Da. Problema e că el nu simte. Porcul nu simte, pentru că nici tu când te tai, dacă te tai, nu simți, mai ales când bisturiu, nu simți. E, după care tu-ți bagi mâna pe canalul testicular și așa. Prinzi testiculul. Îl scoți afară, testiculul este prins. Uai, că mă doare să mă acum este... cum mă gândesc. Stai să... Vreau să-ți povestesc unde doare ce mă gândesc. Testiculul este prins de cordonul testicular. Da. Îl scoți afară, în momentul în care îi pui pensă, și faci stază pe cordonul testicular, atunci porcul simte cea mai mare durere. Pentru că tu-i prinzi testiculul ăla și atunci era... Da. E, în fine, puneai două, făceai două stază pe fiecare cordon, tăiai deasupra, bam, 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 bam. Deau o pălmuță la fund, puneai niște iod, niște pudre și deau. E, doar că noi îți dai seama că nu ne-am limitat la chestia asta, adică hai să ne și distrăm între timp, nu? Dacă tot muncim, să ne și distrăm. Și mi-am aminte că am pus la o colegă. Am luat un coi din ăla și l-am băgat în poșetă. Problema e că ea putălea să nu mai băi, și tu știi cum era, deci când veneam de la practică, că n-aveam mănuși, tu nu mergeai cu mănuși. Da. Eu îmi luam mănuși de acasă, mor eu dacă nu. Nu aveai. Put porce. Crede-mă, mi-intra sub unghie, mirosul ăla de... Nu. N-am. Ideea e că tu trebuie să castrezi porcul, vierul, și trebuie să-l castrezi neapărat, pentru că altfel nu poți să mănânci carnea. Dacă tu nu-l castrezi, îl ții doar pentru un perechea și atunci majoritatea porcilor se castrează de asta. Da, da. E, dar ți intră mirosul ăla, băi, tu știi cum, sub unghi, băi. Să te ia cu tine săptămâni. Ai, nu vrei să, și acum la mâna, am și acum mirosul ăla. E, ideea e că am băgat coiul ăsta în poșetă la doamnă, ea n-a sesizat. A sesizat abia când a ajuns acasă seara, când s-a dus să-și cumpere pâine. Și când a băgat mâna la casă să scoată portofelul, a zis, haide. E, asta e una. A doua. O altă colegă de-a noastră, îți dai seama, în momentul în care zici, la ce liceu ești? Tu zi medicină veterinară, la ce liceu ești? Ce să zic? Medicină veterinară? Da. La ce liceu ești? Agricol. Și la ce profil? Medicină veterinară. Și ai băgat mâna în facă? Ah, clar. Nu, asta e prima. Normal că toată lumea bagă mâna în vacă. Ai niște mănuși așa, până aici și bagi mâna în vacă. Ideea e că... Feasting to a new level. Wow. Da. Ideea e că o colegă de-a noastră, nu pot să-i dau numele. Chiar nu pot, îmi pare rău, pentru că o și cunoști. Dacă-mi zici, da. A băgat mâna în vacă. Băgat mâna în vacă și a început să aibă convulsii. Pe uter. Așa. E... Când are convulsii, ea te începe să te... Nu! Nu, te apasă. Eu bloca mâna? Nu. Și ea stătea cu mâna în vacă, așa, și era la fundul, era așa și a început să aibă convulsii, să aibă uterul convulsii. Da. Și ea, hai să mă, pula, mă trage înăuntru, că exact asta e senzația că te trage înăuntru, știi? Da. Exact asta, ceva, mă trage înăuntru, o nebună, că n-ai cum să intri, oprește-te, că mai are un vițele, ne-a crezut că mai intră unul, nebunul. Da, tare chestia asta la... Bă, mai țin de mie, eu mai țin aminte povestea asta cu castratul. Dar asta în ce clasă era? Bă, prin clasa 10, am 11. La noi era plictisitor la practică, pe noi ne duceam fabrici să ne arate roboți de aia și cum... Adică nu era plictisitor, dar noi proști. Că noi făceam, eu ce făceam la Megatron, ne duceam în fabrică și era un robot de ea de frezare. Și construiau piele. Făceau ea... Îți dai seama despre ce vorbești tu? Deci tu ai ajuns stand-up și povestești despre niște roboți de frezare. Da, păi erau domeniul meu. Eu trebuia să merg la inginerie, să fac în continuare asta. Și erau acolo, puteai programa frumos și erau freze care construiau orice băgai tu în program. Și făceau piese de șah. Au făcut o piesă de șah ca să ne demonstreze. Au. Da.
Și asta făceam noi la practic. Și ne duceau în fabrici și ne explicau. Dar nu... nu era mai interesant. Da, la voi era mai interesant. Interesant. Da, păi da. Am zdrobit la porumb remorci întregi de porumb. Adică, nu. Remorci întregi de porumb. Să știi că... Păi mă punea bunicul când eram la țară. Da, da, da. Luai doi cucuruzi de aia. Păi, vezi că ai metoda greabă de bunule. Te-au prostit bunicul. Te-au vrea păi să normal. Ai o chestie pe care... Mi-am rupt pălmile, da. Deci am făcut niște... Ai o chestie pe care ți-o pui ca un inel așa și are un fier. Da. E, și cu ăla faci. Ai și pe mână și pe cealaltă. Nu, eu făceam între doi. Da, păi, căcat. E, dar să știi că... Nu știu zău, dacă nu eram la liceul ăla, nu știu, adică eu îmi doream să fac teatru și așa, dar nu știu zău, adică m-a ajutat foarte mult. Chiar m-a ajutat extrem de mult. Bă, dar care a fost șmecher la liceu. Am dus o viață foarte bună. Mai ales da. Că noi am făcut împreună toate balurile. Toate balurile, da. Bă, asta, uite, asta, în toate balurile, oai, de viața mea. Stai, am făcut ăla în care tu... Era Mircea Solcanu. Mircea așa, da. Solcanu, Solcanu, da. De ai făcut personajul ăla. Da. Asta a fost și am chemat-o pe Neilini, atunci era aia cu Mulena, Mulena, se da, Mulena. Bă, și da. Nu știi că se gândeau ăștia, că eu atunci mi-am propus, stai să-mi bag pula, că s-a rupt scaunul. Nu ți-aduce aminte că ne-am propus, nu te mai uita la lăpânjire, că stă bine. Stă bine, stă bine. Stă bine. Da, da, da. Nu știi că ne-am propus să facem cel mai șmecher bal. Cel mai șmecher bal care există ever. Am zis ideea că vrem să facem cel mai șmecher bal din Sibiu. Da, dar oamenii trebuie să știe că liceul agricol e exact cum sună și se află exact acolo unde credeți pe locul, exact unde credeți voi. Liceul agricol nu e printre cele mai bune licee. Da, în Sibiu nu e un liceu foarte wow. Da, dar însă generația noastră, noi când am intrat, s-a intrat cu medii foarte mari. Eu, spre exemplu, am intrat cu 8.50. Atât am avut la bac. 8.50. La capacitate. La capacitate, scuze. Nu, am avut mai puțin vreo 7-80 ceva de genul. Măi, nu mai zi lucruri astea, mă. Ce? Mai zi din... Nu mai zi. Nu, dar știu că am avut destul de puțin. Eu dacă nu intram la agricol, intram la CFR. Da? Da. Bine, oamenii oricum nu știu cât de nașpas. Da. Doar aia care se uită din Sibiu. Adică dacă oamenii știu liceul agricol, chiar nu sună ca liceul Gheorghe Lazar sau liceul Ion Luca Caragiale. Da. Sună ca liceu agricol, liceu CFR, da, sună ca liceu CFR, adică nu e... Da, nu era un liceu ok, în mijlocul orașului. Da. Eu mi-aduc aminte, bă, dar mi-aduc aminte că azi, mi-aduc aminte că am fost devastat. Când am aflat că am intrat la agricol, am fost devastat. Eu doream să intru la pedagogic, pentru că eram o femeie acolo. La peda, serios? La păi nu mă femeie să acolo. Păi da, de asta îmi doream. Asta am zis eu. De asta îmi doream. Păi nu, dar faptul că sunt doar femei într-un loc pare fain, dar nu e fain. De ce? Pentru că tu toată ziua... Eu la facultate, când am intrat la psihologie... Unde, în Germania? Eram, nu, am intrat prima oară în Sibiu. Da, știu. Am fost 10 băieți și 90 de femei. Și? Nu ți-a fost și n-a bine? Fost fan deloc. De ce? Nimic fan. Pentru că ăia din 10 băieți mă înțelegeam cu 2 și femeile n-ai cum să... Adică e fain ca idee, dar nu poți să ieși, să bei, să povestești, să fii porc. De ce? Că nu funcționează așa lucrurile. Păi asta e o preconcepție. Asta e etichetă. Nu știu. Da, da, se poate, se poate. Dar e cumva diferit. Uite, eu am trăit experiența asta, pentru că la psihologie majoritatea sunt femei. Da. Deși în Germania și în Sibiu a fost exact același lucru. Majoritatea erau femei. Și cu femeile, tot timpul e o relație diferită. Nu, erau ca o dispersie normală. Am înțeles, da. Deci erau 10% mega faine. Nu știu să dau procente, mă arunc eu la procente. Erau femei faine, erau femei care nu erau faine. 80% erau nașpa, 30% erau bune și 20% erau între. Exact. Nu, dar ideea e că sunt multe femei și nu poți avea același... Nu e același lucru când ești cu bărbați și când ești cu femei, se schimbă toată dinamica grupului. Se schimbă dinamica, degeaba te uiți așa la mine. Ești cu 5 femei, nu te comporți cum te comporți acum cu mine. Păi corect că nu mă comport, pentru că
Da, da, în momentul în care sunt doi băieți sau trei băieți și cinci fete, adică ce discutăm aici? Nu, zic că se schimbă dinamica. Și este, nu este în mintea ta, când zici o grămadă de femei, e fain. Pentru că intră creierul reptilian în acțiune și zice, bă, o grămadă de femei, șmecher. Dar după aceea când te duci acolo și îți dai seama că se schimbă dinamica, când se schimbă dinamica de grup și ești acolo, ești ok. Poate nu-i cel mai șmecher lucru din lume. Da, nu știu ce să zic. Nu zic că e rău sau bine sau așa, dar se schimbă dinamica și te comporți diferit. Și sunt lucruri diferite pe care le faci cu grupul diferit. Acum știi și tu foarte bine că ai învățat asta la psihologie. Contează cum te raportezi tu la grup. Nu contează că e format din exact. Femei, din bărbați, dacă... Cum te raportezi tu? Clar. Dar se schimbă dinamica 100%. Nu-mi pasă ce zice oricine. Se schimbă. Da, da. Nu știu ce așa, ce, de, la ce, de la ce porneam? Am vorbit că îmi doream să merg la... că îți doreai să merg la pedagogic. Doream așa. Să merg la pedagogic. Așa. Și când am aflat că n-am intrat la pedagogic și am intrat la liceu agricol din Sibiu, am fost devastat. M-am dus acasă. Am ajuns la liceu în prima zi. Am luat o pungă de apă de sus. La fumoar. La fumoar acolo. Mi-am luat o pungă de apă direct pe mine. M-am dus acasă și am început să plâng, jur. Eram atât de frustrat. Dar era un plâns de frustrare. Înțelegi? Și am zis, nu știu ce fac, m-am dus, am vorbit cu părinții mei și am zis, nu știu ce facem, dar eu vreau să mă mut de aici, instant, nu știu cum facem, trebuie să mă mut neapărat. E, părinții mei au început să se intereseze cum pot să-mi fac transferul la liceu, da, ce da. Trebuie să fac. După două săptămâni a venit taică-mea la mine și mi-a zis că na, pot să mă transfer la pedagogic, adică e oportunitatea asta, dar n-am mai vrut. Nu mi-a mai dorit. Am stat două săptămâni în liceul ăla și mi-am dat seama că poți să faci lucruri mărețe acolo. Chiar poți să faci lucruri mărețe în liceul ăla. Bă, asta e nicio... Mie mi-a plăcut foarte mult. Deci am intrat, nu mi-a păsat mult. Adică nu am dat foarte multă importanță la ce fac în liceu. Că am zis că oricum, în mintea mea era că oricum contează. Și am avut dreptate. Pentru că eu nu știam exact ce vreau să fac și eram prea tânăr. La vârsta, la 14 ani nu știi ce vrei. La 14 ani nu, apar n-ai. La 14 ani bă, eu nu cred asta. Eu chiar nu cred asta. Îmi pare rău. Eu nu știam. Eu personal nu știam ce vreau la 14 ani. Ai, stai un pic. Că nu e vorba despre asta, despre ce vrei. Că nu zice nimeni că îmi do... Adică nimeni nu te întreabă... Ce-ți dorești acum și te faci pompier, cum zici când ești mic, ce-ți dorești, pompier, polițist, da, da. Căcat, ce zici tu acolo. Nu, asta e vorba, ideea e ca sistemul educațional să te direcționeze într-o zonă pe care o ai tu mai aproape de sufletul tău, cum e în Germania. Știi foarte bine, bă, dacă ăla e mic și ăla de mic... În Germania e absurd sistemul. De ce ți se pare absurd? Pentru că în clasa a patra ți se decide exact soarta. În clasa a patra în Germania... Ei au trei tipuri, au realșule, da. Hochschule și gimnaziu. Da. Și în clasa a patra se decide, deci fiane, oamenii care poate să meargă la facultate în Germania, sunt ăia care termină gimnaziu. Da. Tu, în clasa a patra ți se decide dacă mergi la realșule, Hochschule sau gimnaziu. Hochschule e școala de meserie. Da, și realșule sau invers. S-ar putea să le încurc puțin. Pe Hoch. Nu, înalt, de se. Nu mai știu exact, why, dar o să mă corecteze oamenii acolo. În fine, sunt trei tipuri. Da. Sunt trei tipuri. Și dacă tu, ca să ajungi la gimnazium, acolo vrea toată lumea la gimnazium, da. Că de la gimnazium poți să mergi la facultate. Dacă ai Hochschule sau Realschule, nu, Hochschule, nu poți să mergi direct la facultate. De la Realschule trebuie să treci la Hochschule. Și după aceea trebuie să treci la gimnazium și după aceea să treci la facultate. E ca anii în plus. Da, sunt anii în plus. Pentru fiecare, cred că 2 ani sau ceva de genul. Da. Și ți se decide din clasa a patra. Și mie nu mi se pare corect chestia asta, pentru că e absurd. Eu în clasa a patra, eu nici măcar nu știu exact să-mi localizez pula. Eu nu știam în clasa a patra chestia asta. Și tu mi-alegi mie cariera în viață în clasa a patra, nu e ok. Dar, uite, da, și nici la 14 ani nu știam sigur ce vreau să fac. Am intrat la liceu și eram ok, hai să vedem. Nu știi ce, ok, nu știi ce vrei să faci, însă pot să jur că îți plăcea să faci ceva, ceva îți plăcea. Clar, clar. Și atunci clar. Cred că un sistem educațional trebuie să trimită tânărul copil, așa, să-l trimită într-o zonă
în care el să se simtă bine, într-o zonă... Să fructifici ceea ce îi place. Să fructifici ceea ce îi place, că el după aceea nu mai vrea să facă chestia, că se gândește că nu mai vrea să facă chestia, foarte bine. Dar eu dacă îmi doresc, spre exemplu, cum mi-am dorit eu, mi-am dorit să fac teatru, chiar mi-am dorit să fac teatru. Îți doreai de atunci, serios? Păi nu doream să fac teatru, eu mi-aduc aminte de, cum ți-aduci tu aminte de replica asta, pe care ai avut-o cu... Dați-vă la o parte sau intrați. Da, da, da. Replica ta și mi-aduc eu aminte de prima mea replică pe care am zis-o pe scenă. Și o știu, dar nu că o știu, e prima mea replică pe care când a fost asta? Când a fost asta? Era clasa 4. Ah, ok, ok. La, da, clasa 4 cred că era. La 4 sau a 5-a, ceva de genul ăsta. Și făceam parte din nou, făceam serbările și așa, și eram prima acolo, mă puneau serbări. Da, uite, vezi. Și mi-aduc aminte să zic replica. Zi. Mă, era așa, replica e următoarea. Eu Cămui Aurel, stopper și capitanul echipei care mi-a sacrificat toate orele de matematică pentru meciul ăsta. Asta era replica mea. Așa. Eu Cămui Aurel. Eu Cămui Aurel. Cămui. Cămui Aurel. Cămui Aurel. Eu Cămui Aurel. Stopper, capitanul echipei. Și care mi-a sacrificat toate orele de matematică pentru meciul ăsta, vreți să mă dați afară din școală. Eu Cămui Aurel. De acum mi-am adus aminte ce trebuia să spun la bal. Mai țin minte că iar am făcut sceneta aia la balul majoratului, că noi făceam pe... Tu erai Solcanu. Nu, vezi că la majorat a fost ăla cu Solcanu? Nu, a fost la Boboci, Gogule. La Boboci? Da. Nu mai știu, cred că la Boboci. Și trebuia să zic, era faza cu Becali. Păi tu te speli cu săpun și eu put aici, au făcut gobos. Nu? Aia era. Aia trebuia să zic. Aia trebuia să zic. Da, da. Că tu vii aici, te speli cu săpun și o vin și miros a Hugo Boss. Da. Erai cel mai mare dintre noi. Adică erai cel mai masiv. Trebuia să fii Becali. Trebuia. Victor Becali, nu Gigi. Victor da, Becali. Da, Victor Becali. Ăla a fost... Da, a fost... Ia, fă prezentatorul pe tu miros a săpun aici și o vin îmbrăcat a Hugo. Exact. Eu am făcut chestia. Și o scuipă. Da. De fapt pe el scuipă, că e un prezentator de la știrile sportive. Da, aia am făcut-o în clasa a 11-a. Da, uite, tot timpul am avut tendințe de astea de centru atenției, știi? Că de aici vine nevoia de atenție. Dar când am ajuns noi la București, băi, Da. Mie tu mai greu, te-ai ajuns mai greu. Ai venit cu CFR-ul cumva? Am venit cu CFR-ul. Eu am plecat în 2007 ani. Am plecat în 2010, dar am ajuns în 2017. Ți-a luat 7 ani. Dar uite... Nu vine să cred câți ani au trecut, îți dai seama, deci... Am terminat. În 2010 am terminat. Tu mai ții minte că noi am dat bacul împreună? Nu. La matematică am fost... Nu vine să cred. La matematică am fost în acea sală. Nu cred. Ba da, mă, ești nebun. Păi știi de unde știi că erai cu mine? Pentru că mai ții minte că eram blana amândoi. Blană, noi înțelegem praf. Da. Asta înseamnă blană. Nu că tot timpul se confunde, la București blană e șmecher. Am înțeles. E blană, coaie. A, blană, adică șmecher. Nu. Coaie, ce blană a fost aseară în club. Exact. Nu. Am fost praf amândoi. Da. Pentru că știu că tu aveai fițuicile și le... Ai scos fițuicile. Nu mai găsăită, taică. Nu se uită. Ai scos fițuicile și eram... Nici ălea nu te ajută, că nici eu nu știu. Și nu știm nici cu fițuice, pula mea. Eu am avut noroc, Cât ai luat la mate? Vreo 7.50. Serios? Da, 7.50. Băi, eu am luat... Mare noroc, dar știi de ce am avut mare noroc? De ce? Un prieten de-al tău. Și trebuie să le explici. Nu mai știu. Am avut mare noroc, eu sunt Andronic. Așa. Și în fața mea ghiși cine a stat. Cine? Ag. Agnola. Mm. Da, Agnola. N-a stat Agnola. Agnola a stat? Păi de unde crezi că am știut? De unde crezi că am știut? A stat Agnola în fața da. Ta? Da. Agnola este un... Nu... Olimpica matematică. Nu. Agnola este un fenomen pentru că el este un geniu în matematică. Și știu că îmi venea să-l bat când o zis că, bă, mi-a ieșit nașpa la fizică, am luat numai 9.90 și eram, te omor, omule, tu vrei să-ți fut una? Deci cu 9, da, era genul ăla. Nu, omul geniu în matematică și a stat nu în fața ta, eu da. Mi-aduc aminte. Dacă, păi, de la el am, nu. Ai dreptate, nu m-au ajutat fițuicile alea cu nimic. Teorema lui Pitagora și A minus B
în paranteză la pătrat, pe ce facem? Ah, voi, scuze. Dar oricum am... Păi nu știu să nu se vadă eticheta. Dar nu se vede de acolo. Și crezi că îi pasă? Nu îi pasă nimeni. Bun. Da. E primul podcast pe care îl fac, să știi. Da, ești la primul podcast? Da, sunt virgin. Na, ți-i... You popped your cherry. Cum s-ar spune? Da. Da, mă, și am fost și la BAC împreună în sală. Băi, tu îți dai seama, băi, bără, câte... Dar îți mai aduce aminte de când ai venit la ziua mea și... Nu spune, te rog. Deci, Tudor are în Sibiu, are un loc, are o pivniță mare. Pivniță, că nici nu poți să-i spui. E un loc, da, e pivniță, de fapt. Păi e pivniță. E pivnița... Na, unde taică-mea are o firmă de rumenți și toți rumenții pe care avea arunca acolo. Da. Le dădea drumul căcat, toți rumenții ruginiți, i-a aruncat direct acolo. E, și am făcut... Ai făcut puf. Am făcut o masă de poker. O masă de poker afară cu băieții să ne jucăm poker, nu știu ce. Și am zis, bă, dar unde să stăm? Că masa era destul de mare. Bine, am luat de pe dimensiuni, de pe World Series of Poker, cum se face o masă, căcat. Și am zis, unde ne jucăm acum? Și am găsit, am zis, bă, hai să mergem în pivniță aici, am eliberat prima cămăruță aia și am stat și ne-am jucat. Ne-am îmbătat într-o seară și, bătându-mă așa, am stat și m-am uitat la loc și am zis, bă, băieți, hai să ne facem un bar aici. Și așa a ieșit puful, așa se numește puf. La puf, se numește la puf. Și se fac petreceri acolo de fiecare dată când merg la Sibiu. Deci cred că fiecare Revelion și Crăciun. Nu, Crăciun și Paști și totul se întâmplă. Tot, deci la puf. Eu am fost, oai, de câte ori mi-am speriat pe... Eu cred că era să mor de câteva ori pe acolo. Totul se întâmplă American style party. Dar exact tipul la American style, de se îmbată toată lumea grav de tot. Când a fost atunci de ziua ta? Ai fost de ziua mea, de-am căzut, ți-aduce aminte? De-am căzut, de-am leșinat și am plecat. Nu știu, dar la 18 ani, deci la 18 ani mi-am făcut majoratul. La 18 ani mi-am făcut majoratul într-un loc se numea La Forum, La Forumul German în Sibiu. Da. Și nu știu de ce Tudor avea atunci, cel puțin, sper că ai scăpat de chestia asta. Și rupea chiloții la fiecare petrecere. Bă, da, lasă-mă, dracu, în pace. Am poze degeaba. Lasă. Dar nu eram în bumele. Nu, dar oricum, la 18 ani, atunci, deci am făcut petrecerea și eu am leșinat pe scaune. Și la 3 dimineața au venit jandarmii, au venit vreo 8 jandarmi, au intrat și au zis că gata cu gălăgie. Nu! Dar cum a fost faza? Că plecați oamenii, noi aveam boxele mari și le-am stins și am adus 2 boxe de alea mici. Da. Și au venit jandarmii că e gălăgie și noi aveam 2 boxe de alea mici de calculator. Și oricum a fost, nu știu cum am supraviețuit. Eu încă mă mir cum am ajuns până la vârsta asta. Nu, e chiar așa grav, crede-mă. Dar a doua zi mi-a plăcut foarte mult faza când ne-am dus să facem curățenie și am fost cu șufană și era vom acolo în față. Mai ții bine? Ce că se interesează că era vom? Bă, era vom. Nu. Ceea ce este interesant este că noi ne dădeam cu părerea. A cui e voma și ce-a mâncat ăla. Cu o seară înainte, pentru că era doar lichid și ziceam, bă, frate, ăsta nu a mâncat nimic, îți dai seama. Dar tu erai la parcă care a gustat să vadă exact a cui e. N-am. Asta inventez. Dar era șufană. Să stai gata sau nu. Dar era șufană cu noi. Noi ne dădeam cu părerea de 5 minute a cui și ziceam, bă, că omul ăsta nu a mâncat înainte, nu știu ce. Și ăsta vine și zice, nu frate, că au fost a 4-a oară când am vomitat acolo și de aia nu mai avea nimic. Și l-a lăsat pe scări, că a venit jandarmii și a întrebat dacă îl cunoaștem, că dormea pe scări ăsta și era blackout. Și eu ca să n-am probleme cu jandarmii, am zis că nu-l cunosc. Prieten adevărat. Eu nu o să pun podcastul ăsta. Că tu îți dai seama nici ce o să fie acum dacă tu zici că tu nu vezi.
Deci eu subliniez, deci eu podcast-ul, fac o transcripție a ceea ce am povestit și subliniez unde ai dat-o. Da, da, a nu, nu, că nu e ok. Băi, public obișnuit cu, cu chestia asta, cu chestia asta. Am înțeles. Dar oricum a fost, am la 18 ani am făcut cu tine. Da. Nu mai știu, tu la 18 ani unde ai făcut? N-am făcut nicăieri, la 18 ani am fost împreună pentru că m-am certat cu, pe vremea aia aveam niște idei dubioase și m-am certat cu părinții mei că nu mă lasă să îmi fac, nu, eu m-am certat cu părinții mei, deci eu am avut două cerințe de ziua mea, să înțelegi. Una dintre cerințe nu mi-a fost respectată de către părinții mei. Așa. Și atunci m-am revoltat, am făcut o revoluție în casă și am zis că nu mai îmi fac ziua de 18 ani. Și mi-am făcut majoratul la striptease. Am fost în striptease, o să-ți povestesc că știi, am fost, am, n-am fost la striptease amândoi, dar am fost amândoi, o să-ți povestesc. Ok, ok. Să-ți aduce aminte. Am avut două cerințe ai mei, le-am zis în felul următor. Vreau să merg la o cabană cu prietenii mei, asta îmi doresc, să merg la o cabană. Și în al doilea rând, îmi doresc neapărat o formație de lăutari. Să vină să-mi cânte. E... Părinții mei n-au respectat una dintre cele două dorințe. Știi care? Cabana. Cabana. Copile lăutare, să ducem la cabană, trage minie, două morții măsii de treabă. Îți bați joc efectiv. Pe cuvântul meu, pe cuvântul meu, mi-au zis, bă, dar tu ești seran, tu ești la cabană, dar facem la restaurant. Facem la restaurant și am vorbit cu forma asta de lăutare să vină, să cânte, să nu știu ce. Și am zis, nu, dacă nu merg la cabană, nu mai vreau nimic. Și asta se întâmplă. Ei, și am fost la ziua lui colegul tău, Silviu, care și-a ținut la Puplaca ziua. Da. Da, și noi. Da, gata. Da, în fine, eu m-am întors că eram supărat că ăsta a mers invitat la ziua unui prieten care ținea ziua în același timp. Da, pe pentru că voi aveți, eu am pe 26 octombrie da. Și tu ai pe 15 noiembrie. 15 noiembrie, așa. Și el are pe 14 sau pe 16. Nu, 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 el are pe 12, uai că încurc acum. 11 sau 12 are. Da. Știu că suntem toți trei în acea zonă. Da. Ei, și eu am plecat la Sibiu, m-am enervat, am plecat la Sibiu că eram frustrat. M-am întâlnit cu tovarășul meu la el. Ții în minte, gata, 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 gata. Am plecat cu tovarășul meu la el și m-am dus în striptease și la 18 m-am făcut, am voie să fac plasare de produs. Bine, nu e un produs. Da. Ce? La Pink Panther? Pink Panther. Pantera roz. No, Anaconda. Striptease. Asta e în Strand, nu? Da, Anaconda. Asta e pentru oamenii care sunt din Sibiu și știu locurile. La Anaconda, nici nu știu dacă mai există locul ăla. Cum, zic eu că există. Da? Păi ce crezi că am făcut eu? Nu, știu că era Pantera Roz în Sibiu. Da, de acolo, na, na, nu prea au calitate la produse. Habar n-am, habar n-am, n-am, am fost, doar n-am fost. Ai recunoaște, ai. N-am fost. Hai mă, recunoaște, se simte, se simte, te văd. Nu, serios, ai văzut striptease vreodată? N-am fost niciodată în via. Ok, de câteva ori. Nu, mergeam, eram prieten cu, cu bodyguard de acolo. De unde? De la Pantera Roz. Și mergeam, eram foarte mic, aveam 16 ani. Tu îți dai seama că aveam 16 ani. Și mergeam cu ăsta, că eu am făcut taekwondo în liceu. Și îl știam de la taekwondo. Și ziceam, bă, hai că stăm la o poveste, că lasă plictisea la lucru. Și mergeam pe acolo. Dar nu vreau să spun povestea asta publică. Te rog, spune. Nu, nu, că e... Nu, 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 nu. Păi, pentru Patreon. Cine vrea să afle povestea pe Patreon? Adică nu spun nici pe Patreon. Păi bun, bine, bine, stai un pic. Stai un pic. Ok, nu vrei să zici povestea, dar măcar... Adică, na, că e o discuție între... A, nu, da, da, stăteam... E o discuție între... La, adică... Mergeam să vorbesc cu omul ăsta. Nu vrei să o zici pentru că e o chestie jenantă sau nu vrei să o zici pentru că... Pentru că e o chestie jenantă. Poate am să fac un stand-up despre asta, pentru că mie, îmi este mult mai ok să spun asta de față cu vreo 100 de oameni decât să o spun la un podcast. Am înțeles. Da, fă, ignoră acea camă și poți să-mi povestești mie. Ha, ok, ok, bine. am să ignor total camera. Și ignor și montez. Sau exact. Când tai, sau când exact, exact. Ignor și n-am să pun. Yeah. Okay, e o chestie. O, la un moment dat o să spun. O să spun. Asta e bună de stand-up. E bună de stand-up. Am înțeles. Da. Da. Și... Dar vreau să știu un singur lucru. Te-ai făcut sau nu de râs? Da. Am ieșit foarte nașpa. Ne putem, adică... Adică, care e șansa să nu mă fac de râs? Dar, oricum, asta am făcut la 18 ani, am făcut cu tine majoratul.
Tu n-ai fost atunci când am făcut, la 17 ani am făcut o petrecere și am fost 40 de oameni la cabană. Nu, nu m-ai chemat. De-am făcut împreună, nu te-am chemat? Nu. Ai fost nașpa. Se poate să nu te fi chemat. Ai fost nașpa. Dar... Eram de lângă pula mea. Adu-ți aminte, când am întrebat ce ai făcut de ziua mea. Ce am făcut? Ce ai făcut de ziua mea am trecut? Ai fost invitat la ziua mea? Da. Deci tu îți dai seama, tu nu m-ai invitat la 17 ani. De în continuare continui să te invit la ziua mea. Tu mă inviți în fiecare an și eu nu te-am invitat la 17 ani. Da. Ce om nașpa sunt. Chiar ești om nașpa. No, chiar nu, chiar e foarte mișto. Chiar e un om extraordinar. Și nu e analfabet, credeți-mă. Bă, nu contează nimic ce spui. Când ajunge pe internet, nu mai contează nimic. Nu mai contează nimic. O să-ți demonstreze că sunt analfabet. În fine, nu o să. Dar nu vrei să faci ceva? Nu vrei să faci o întâlnire cu ei să demonstrezi că nu e așa? Dar nu, nu-mi pasă. Păi ok, nu-ți pasă. Dar nu vrei, mie mi s-ar părea foarte interesant. Dar aș fi cu tu, zice, bine, hai să ne vedem. Mi-a mai scris câțiva. Și aș face un show, scuză-mă un pic, aș da 30 de minute de stand-up, aș da un program de stand-up pentru ei, pe gratis, după care să stau la bere cu ei. Mi se pare foarte interesant. Eu fac când sunt oameni, cei care sunt din București, vin la open mic și eu stau de obicei cu oamenii la povești, la bere după. Tu așa socializezi? Da. Eu n-am nicio treabă. Deci dacă veniți la open mic, este Mojo open mic în fiecare joi. Veniți și eu stau la bere după, nu am nicio treabă. Mm. Și oamenii se bucură. Acum și fetele dacă vor să vină, adică, na. Da, clar, nu mă supăr deloc. Pot să vin și eu dacă... Dacă sunt mai mult, dacă e grup de fete... Dacă e mai mult de 10, vin și dacă sunt mai mult de 10, vin și eu. Bă, dar eu am o întrebare, chiar uite acum mi-a pic mai mare. Așa, zi. Chiar n-am discutat chestia asta. Mm. Ce părere au părinții tăi despre faptul că tu faci acum stand-up? Maica mea mă susține foarte mult și se uită la fiecare podcast, la toate podcasturile mele. Ți s-a mai pus întrebarea asta la podcast? Nu. Deci sunt primul, nu? Da. Perfect. Ești primul. Maica mea se uită la toate podcasturile și știe tot ceea ce fac, cam absolut tot, da. Și mă susține foarte mult, ceea ce mi se pare extraordinar. Că e rar să... Adică, care e șansa? Mai țin de când am renunțat, eram în Germania la master, după primul an de master, și am sunat-o pe maică-mea și am zis, să vezi că... Știi că m-am chinuit 5 ani de zile în Germania să fac facultate aici? De psihologie. De psihologie și că... Care nu-i tocmai ușor. Am aplicat la 20 de facultăți până să prind un loc. Da. Nu vezi că renunț și mă apuc de stand-up. De ce? Și era de ce? Ce faci? Și efectiv cred că i-au uit câteva vene în creier și nu mai percepe exact ce se întâmplă. Și e de ceea ce am vorbit noi înainte, că da. Atunci când primești o veste de exact. Genul ăsta treci peste ca și cum nu se întâmplă. Exact, e ca moartea unui om și nu poți să realizezi ce se întâmplă și era ok, bine. În fine, cam asta a fost faza, era ciudat. M-a susținut, ceea ce mi se pare extraordinar și e ok cu chestia asta. Tata, nu știu, habar n-am, n-am mai vorbit de ani de zile. Chiar nu știu. Nu știu dacă mă susține sau nu. Probabil în mintea lui e fericit, habar n-am. Păi și nu ți-ar plăcea să știi? Bă, nu mă prea interesează. Ei, te face treaba lui, habar n-am. Da. Ai tăi au fost la show-urile tale? Da. Au fost la toate. Și cum ți se pare? Bă, pe mine m-a ajutat mai mult. Adică am devenit mult mai emoțional. Pune presiune pe tine. Am putut să-mi accesez în interiorul meu niște emoții pe care, dacă nu erau ei acolo în public, nu aș fi putut. Care m-au ajutat mai încolo la rol. Care e alt lucru foarte interesant. Da? Adică am prins o emoție pentru că erau ei acolo. Și am conștientizat emoția respectivă și am înglobat-o în personaj, personajul care a ajuns să fie ceea ce el acum, un personaj întotdeauna. Am văzut că cei de la Nimic nu vorbeau despre personaje și despre cum poate un actor să joace același rol de nu știu câte ori. Da, nu? Da, da. E, asta e întotdeauna în teatru, în,
în spectacole, ori de câte ori ai jucat, același spectacol, de fiecare dată descoperi ceva nou. Nimic nu este rutină, pentru că teatru este viață. Teatru, asta e dificultatea teatrului, pentru că teatrul trebuie să fie exact ca viața. Din punctul meu de vedere, teatru trebuie să fie pentru spectator, exact, adică el se vine la spectacol, se vine la un spectacol și să fie ca atunci când s-ar uita pe gaura unei chei și ar vedea ce se întâmplă într-o cameră pe gaura unei chei. Exact asta trebuie să fie pentru spectator, din punctul meu de vedere. Asta e concepția mea despre teatru și despre ceea ce îmi doresc eu ca teatru să fac. Ca spectatorul să vină și să aibă impresia că se uită pe gaura unei chei și că privește o scenă din viața unor oameni. De asta, pentru că se întâmplă chestia asta, niciodată nu o să fie la fel. Tu poți să joci spectacolul ăla de milioane de ori, numai ăla să-l joci toată viața ta. Ceea ce se întâmplă, sunt spectacole care se joacă doar spectacolul ăla, actori care trăiesc doar din spectacolul ăsta. Eugen, dintr-un singur spectacol, Eugen Ionescu are un spectacol în Franța, unde a făcut Cântăreața Cheală, care e făcut de el împreună cu un regizor, care în continuare se joacă. A ajuns la 2,5 milioane de spectatori. Serios? Da. Se joacă din 1958. Hai de viața mea. Au ajuns la 2,5 milioane de spectatori. E adevărat, actorii, regizorii au murit. Însă totul s-a transmis prin viu grai. Ce și spectacolul ăla se joacă din 1958. Asta înseamnă... mulți ani. Mulți ani. Da. Mulți ani. Mulți ani. Bă, asta e de foarte... de 70 de ani. Da. Mi se pare foarte șmecher. Da, de asta zic că nu... chiar mă uitam la ei și... da. Întotdeauna descoperi ceva nou. Întotdeauna, pentru că în viață întotdeauna descoperi ceva nou. În orice situație descoperi ceva nou. Despre asta e teatru, despre viață. E exact o scenă luată. Asta e greutatea în teatru. Să iei o scenă scrisă de cineva, imaginată de cineva, și să o faci să fie a ta și să o pui în viață. Să-i dai viață, să-i dai inima aia despre care vorbeam noi, da, care tu vrei să o arunci în foc. Așa era piesa, era piesa. Să-i pui inima aia și să aibă carne și să aibă viață. Și omul se vine și să zică, wow, wow, am văzut o chestie acum din viața cuiva, e extraordinar. Păi da, că e partea interesantă. E extraordinar. Adică e o bucată din viață care e interesantă și o transpui pe scenă. Eu sunt împotriva grădinilor zoologice, mi-aș dori să se interzică. Da, te duci la grădina zoologică pentru că vrei să vezi animalele, nu? Te duci la muzeu pentru că vrei să vezi niște opere de artă. Te duci la teatru pentru că îți dorești să vezi... De asta se duce spectatorul, nu se duce nici pentru ce vorbim noi, nici pentru regizor, nici pentru dacă e să despicăm firul în patru. Se duce pentru că omul e curios. Un om e curios, un om are nevoie să vadă, să cunoască emoția, să o simtă. Emoția. De asta se duce la teatru. Pentru că vrea să cunoască și să vadă emoții. Și de asta se duce. Da. De asta nu te plictisești niciodată. De un rol. Niciodată. Da, e greu să-mi merg. Nu. Te-ai bătat! Îți place. Eu... Cât timp avem? Oi, cred că cât avem 2 ore ca ochiul. Cât avem? Habar n-am, stai să nu știu, dar hai să terminăm. Da, 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 nu, că e deja mult. Nu, că avem o oră și 10 minute, deci e decent. Adică e bine? Da, e bine. E bine. Eu zic să încheiem aici. Și eu zic să încheiem aici. Că-s praștie. Păi trebuie să mai luăm vin, bă. Mai luăm o sticlă de vin. O? Și un strugure. Doamne ajută. Mersi, Tudor, foarte mult. Plăcerea a fost de partea mea. Foarte șmecher. Nu uitați să dați subscribe pe Instagram și follow pe YouTube. La Tudor Andronic. Scuze-mă, Victor Băra. Victor Băra, ignorați.